La gazetă, domnule Turturel, despre orășelul nostru. Până la alegeri, Duducuță, în afară de seșetă, nu-i nimic nou. Ce zici, doctore? Să luăm o țuiculiță? Să, nene Antonache, dar nu-ți face rău? Rău? Pe naiba! De mă luam după voi, doctore, de multișor de mortu! Domn director. Nu știi? Ce mai întrebi? Întoarce și ridică coșul. Bonjour, Raul. Bine ai făcut că ai spus să ridice coșul la trăsură. Măcar până la logonă să nu ne mai vadă orașul împreună. Să nu ne mai vorbească. Tocmai de aceea am și pus să-l ridice. Și Marta care ziceai că dacă a divorțat-o de Guduro, o s-o și e. De unde știi că n-a s-o iei? Trăiască, conul Costăchel! Trăiască ai noștri! Să trăiești, măruntul! Hai la cafine! Să mergem! Pe mine mă lăsați la cafine. Am o întâlnire importantă. Dar nu uiți că ați dejunez la mine. A, te iubesc. Asta, vărăte. Eu o să fac o tură prin grădină să-l culeg și pe general pentru masă și... Și? Să fi fost pe un loc cu nepotului dumneavoastră și să-mi fi luat mie femeia. Ah, mamă! M-a zăpăcit de tot, nici nu mai știu ce voiam să-ți spun. M-ai amețit. Nu-l-i rușine să deschidă coșul în fața lumii. Cu ea îi? Ha? Că doar nu m-o chema pe mine în trăsura prefecturii. Ia că avem și plătim noi bir, ca să se plimbe pe jaica, pe roțile statului. Mă rog, Matale, să plătim. Dar măcar să lese coșul
să vedem și am plătit. Ce rice bine așa, ascunși de ochii și de gura lumii. Mofta ce am moftat tare, furcachetul mă doare. Ce faci aici, nemernicule? Scarie și ochietele, pischinare. Când și cași gura la oameni în exercițiu funcționii? Uite-o, boieroaica. Da. Când vindeta ați super și era mândră cu un gudurău. Acum vreți să ajungă, madame prefect. Dărjaica, divorțată. Confructor, să fie liniște! Generale, Raul mai joc o tablă cu Pavlache. S-a tombat mervenii, ma belă. În timpul acesta am să-și șupesc puține curte. Vai, nene generale! Nu uita că ai să fii verișoară și între verișor. Eu până nu bat pe Atenaiza Bădie Iordăchel, nu mă prinde somnul. Mai bine te gândi, Albert, că Raul e directorul prefecturii. Și dacă tu faci scandal cu Atenaiza, ea se va răzbuna în procesul meu cu pădurea. Antonache, mici. Mari, doctore, mari. Dă-mi legata ce o clipe, că n-avem timp de pierdut. Că de mă luam eu după voi, doctori, de multe. Mare de venă! Așa devine cazul câteodată. Te joci cu norocul? Cu cornetul, Pavlache, cu cornetul! Cu cornetul, cu cornetul! 6-6. Cu cornetul. Ai azi o venă por... Pardon. Ei, pane Raul, așa e când ai șansă la dame. Creadă dumnealor că îi mai votează poporul. Guvern de bandiți. Iar 5-1. Ei, Dumnezeu, mamei lui! Ba pe-al mătii! Ha-ha! Guvern de bandit și slugoi tirani! Te omor, Michelule! Ha-ha! Așa, 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 așa! Mersi! Răpite, Dudu, că toc și hârtii! Fefe, urgentă, Duducă. Majestate! Majestate! Domnule președinte... E ceva urgent cu acțiunile noastre, Azuga? E o depeșe, fete, urgent. Atunci citește-o. Repede! Majestățile lor își iau reședința la Sinaia și la 12 le conducem la gare. Onor prim-ministru București. Directorul prefecturii locale, Raul Grigorașcu, insultat grav, Dumnezeu mami.
și palme ca finet central. Amenințat moarte, viața, onorul nesigure. Rugăm anchetați urgent faptul. Costachel Gudurău, avocat, alegător colegiul întâi, fost deputat. Când a sosit de peșa asta? Ieri, nene Iorgule, duminică. Mai e ceva? Încă o depeșe, FF, urgentă. Onor prim-ministru București. Repet telegrama numărul. Petiționat parchetului. Procuror lipsește oraș, mănăstire, maici, chef. Substitut refuzat până vine procuror. Tremur viața me. Nu mai putem merge ca fine. Facem responsabil guvern. Costachel Gudurău, avocat, aleg colegunul, fost deputat. Mănăstire, aici, chef. Nu mai putem merge ca fine. Facem responsabil guvern. Depeșile le trimis imediat ministrul de justiție. Să se descurce amicul cum o știi. Dă-ne, domnule, drumul. Haide, nene. De la 5 dimineața așteptăm cu jalbele. Doar nu era să scoale domnul ministru la ora 5 pentru voi. Lasă-ți jalbele aici, duceți-vă cu Dumnezeu. Nu v-am spus? Urgente, de la domnul prim-ministru. Ce moftă tare, urca cheful nu mă doare. Ce zici tu, Albert? Că deocamdată dumnealor dorm liniștit? Ei, și? Și noi ne perpelim, bădie. Ei, vezi că ești tont, Albert? Uh-huh. Apoi află-ne, totule, că eu mă conduc de două principuri în viață. Unu, că atunci când inamicul meu doarme liniștit, eu veghez să-i așez capcana în care să-și prindă piciorul când s-o dat jos din pat. Și doi, în politică totu-i gura și cum știi să dai din ei. Da, însă termenul meu de judecată s-apropie și... N-avea grijă de proces, bădii Iordăchel, că nu-i lasă să-și facă mendrele. Nici pe canalea de Grigoraștu și nici pe cealaltă de Antonache Pamfil. Oricât ar fi bețivanul ăsta de coșcogea, avocat al statului. Și acum ascultați. Mâine, marți, de dimineață, la orele 11, Ojma, scârța, scârța cu Ani Turturel. A fi corespondent la un jurnal din capitală e o meserie de greș și mare răspundere. Zici că ați luat eu sosit de peșe asta. Da, domnule subsecretar. Și ce pot eu să fac? Aia asta e doar averea dedicată. Și de peșe e adresată domnului procuror. Poftim. Procuror tribunal. Anchetați urgent scandalul Costachel Gudurău cu directorul prefecturii, ministrul justiției. Nu înțeleg ce l-a apucat pe Grigoreașu. Nu-i ajunge că s-a încurcat cu femeia lui Gudurău? Ce mai vrea? Delicat, delicat. Aici e cu politică la mijloc. Nu mă bag. Aia asta numai domnul procuror, migălos, cum e dânsul, poate să o cercetezi cu prudență. Mm-hmm.
Hai să-mi dai socoteală. Mai vrei parafernă după ce ai cheltuit o tata pe zelimeneală? Hai! Bătaie piața dependenței. Cine cu cine? Mine! Fără rușine! Ți-aș da eu parafernă, criatură! Da și, frate, au început alegerile? Ce insulți, dame, mișalule! Să nu dai mizerabile, canarie! Bună! Om, nu! L-omoară! Ți-am spus eu că e vorba de politică. E iată, vezi? Sirii cu sirii. Nu știu bani. Pasă-mi te s-o potolit. Potolit zici? Păi ți-o place, matale, că n-ai răspundere, dar atunci eu și scriu la jurnal. Ba ei! Ba ia! Ba ei! Ba ia! Ba ei! Nu te baga dacă n-ai văzut! E! Congo Stăchel, unde-i? S-a dus Fuguța la poștă. A doua oară, atacat, palme, picioare, Piața Independenței. Același bandit, director scandalos, însoțit zbir. Situația devenit insuportabilă, oraș, stare, asediu, panică domnește, cetățeni. Cosăchel Gudură. Să trăiești, cocoane. Dar ce-au fost? Bați de peșe la jurnal? Giugiuc! Giugiuc! Bat cu coare! Cum să nu bat? Atunci ascultă! Îmi dictați, domnul Turturel? Scrie, Crudelo, scrie. Ziarul lui... Dar de ce sunt crudelă? Parcă eu nu știu cum bați mata de peșe. Oh, domnul Turturel! Ziarul Aurora Română, București. Azi petrecut scene nostime. Madame Atenaisa P., a cărui nume trecem sub tăcere, părăsiți soțul, cetățean onorabil, pentru romanse cu individ infam localitate, întâlnind nefericitul soț, căpătat bună lecție, moralitate, public, tare aprobat. Această femeie fără inimă, neroșind, amenințat cu zbirii puterii, deoarece complicele, directorul prefecturii. Complicele directorul prefecturii? Jenică! Să te interesezi la justiție ce s-a întâmplat cu ancheta pe care am ordonat-o. N-a raportat nimic procurorul. După telegrama de duminică era la mănăstire. Vă amintiți? Mănăstire, maici, chef... Dar azi e miercuri, domnule. Nu e miercuri? Miercuri, nene Iorgule. Domnul ministru al justiției. La timp ai venit. Vous avez lu Aurora? Ce face procurorul dumitale acolo? Și ce cu acest Raul Grigorașu? Ine deveni fu? De aceea l-ai numit director? Să se apuce să bată pe fruntașii opoziției locale? L-ați numit, mon président.
Pentru că ministrul de interne e prieten cu vărul său, generalul Grigorașcu, de care știți ce interese îl leagă. Dar poate că și Aurora Română, ca ziar opozant... Crezi că exagerează. Poftim, citește. Ce-ar asoțiți, Blixită? Starea sediu? De ce se petrece în realitate acolo, mon prezident? Da, ta mă întreb pe mine. Madame Atenaisa P. părăsit soțul pentru romanse cu individ infam localitate. Cine e individ infam? Complicele. Directorul prefectului. Care a atacat palme picioare pe Costachel Gudurău. Iar Atenaisa căpătat bună lecție moralitate de la nefericitul soț. Adică, de la cine? De la cine se plânge mereu Costachel Gudurău ăsta. Deci, el e nefericitul soț. Dar cine a? Pe el îl bate mereu individul infam localitate. Cetadir complicele. Cetadir directorul prefecturii, Raul Grigorașcu. E clar. Bine, bine, colega, o fi clar. Dar dacă i-a pus coarne lui Costachel, de ce tot el îl bate? Pe știu. Păi asta nu se poate, domnule. Asta nu e drept. Dumneata, ca ministrul justiției, găsești că asta e drept? Adică, după ce înghițim coarne, tot noi să mâncăm bătaie? Asta e anarhie, domnule. Auzi, dumneata. Oraș, stare, asediu. Panica domnește cetățeni. Tocmai aici unde ne pregătim pentru alegeri. Stare de asediu! Ce mai e? Este că iar a sosit-o. Tot de la... Nu, de data asta e semnată de domnul Iordachel Gudurău. Onor prim-ministru București. Faceți înceta atacul contra fratele meu Costachel. Bandă infamă, tâlhari, ziua mează mare sub conducerea personală directorului Raul Grigorașcu. Reclamat tronului. Iordachel Gudurău, mare proprietar, aleg coleg, întâi fost senator. Poftim! Acum telegrafiază toată familia. Credeți că Iordachel ăsta a reclamat tronului? Le Gudurău ăștia sunt în stare să reclame și lui Franz Josef, și împăratului Wilhelm, să ne ridice în cap puterile centrale, pentru coardele lui Costachel. Și asta pentru că procurorul dumitale, dar somează-l, colega, somează-l. Scrie, jonom. Repet ordinul telegrafic. O depeșe să trăiesc. Repet ordinul telegrafic. Cercetați incidentul directorului prefecturii cu Costachel Gudurău la cafeneaua centrală și în piața Independenței și raportați urgent. Ministrul Justiției. Popic! Dă fuguța la domn procuror acasă și vezi dacă s-o întorna. Din anchete să trăiesc. Hai, repede! Cu scandalul de ieri. Acum ne-a făcut dire și la București. Nu mai ajungi prefect, Raul. Ți s-a închis cariera. Mie? Ha! Cât timp am cu mine pe ministru de interne, șeri... Ți-a făgăduit că te face prefect înainte de alegeri, dar cu capcanele pe care ți le întinde Costachel? Răbdarea te n-ai, dar peste o săptămână este procesul cu pădurea lui Iordachel. Antonache și cu procurorul o să-i strângă în chinci. Și atunci toți gudurăi sunt la pământ. Crezi? Strânge mai tare, Raul! Dar ce-i de glumit ce mi-a făcut Iordachel? Nu numai cotăiat peste lege din pădurile lui, dar o secerat cu nemiluita și din cele megieșe ale statului. Dar ce pentru liberale au fost ele rezervate astea sau pentru noi, hă? Och, n-ai mănâncă! Și atunci să-l văd pe frațul. Cum să se mai prezinte frațul în fața corpului electoral? Nu știi ce înseamnă clanța lui Costachel dacă îți înghipui tu că poți să-i o astupi. Și te-am rugat, Raul, să-ți stăpânești oricât te-ar provoca. E bidos funda, ah, nu funda. Trebuia să-l pălmuiești la cafine. Nu e bine, ce vreau! Fetelor! După mărime! După mărime! După mărime! Lui întâi că-i băiat! Așa, mi-i împară!
și noi și suntem? Pietre în cap! Dacă nu sunteți cu minți, nu vă faci nimic de ce o aduce tata din anchetă! Cine m-a din anchetă? M-a trimis Fubuța, domnul substitutul, să văd dacă nu s-a înturnat domnul procuror de la... Spune domnului substitut că soțul meu nu s-a întors încă. Din anchetă! Cine e individul infam din localitate, Magarule? Nu știu nimică, ce onoarea mea. Altădată, dacă mai scrii porcării de aceste pe conta mea, îți rup urechile. Uite așa, mișelule! Mare ghinion a avut și bădia Iordachel. Să-l prindă la tăietul pădurilor, tocmai când au căzut ai noștri de la putere. Nu, bădie? Și tot bădogănește acolo. Unde întârzi atâta bădia Iordachel? L-am trimis eu la oficiu să reclame tronului. Tronului? Albert, Albert. Ești coșcogeau om politic. Mâine păi mâine o să te facem să absolvi ce un particular. Și o să te scoatem deputat. Și tot nu pricep nimică. Reclamat tronului. Partea mea. O zis domnul substitut că nu mai e de șag. Nu mai e de șag. Nu! Nu-i de șag, bre! Nu-i de șag! Lele cu scurtei ca verde, lele și-am să mor. Și ciorapii roșii, o, lele și-am să mor. Cu papuci galbi, o, lele și-am să mor. Cu papuci galbi, o, lele și-am să mor. O, o, lele și-am să mor. O, o, lele și-am să mor. Din trei zile beau cu safta, lele și-am să mor. Ca să nu afle nevasta, lele și-am să mor. Lasă beau că vin un plas și lele și-am să mor. Și știu bară cum să faci și lele și-am să mor. Lele și-am să mor. Ce-i cu tine, mă? Să trăiți. O zis domnul substitutul să terminați cu ancheta, că nu mai e nici șagă. Proc... proc trib? Mi se pare că eu sunt proc trib. Eu azi, mă! Dumneavoastră, să trăiți. Pentru ultima oaie... Și oaierile, bocurule, și oaie. Pentru ultima oară. Oară? Repetăm ordinul privitor scandalul Costachel Gudurău. Ca scandal? Urlă târgu, o fost și bataie. Bataie? Dacă până mâine dimineață n-avem raportul dumneavoastră, veți fi considerat ca demisionat ministrul justiției. Ministrul justiției demisionat? Treaba nu e. Pune-l ministrul justiției că e aprob demisia. Vezi tu, oulcică, ce va... Dă-i nenii procurorule, stai că nu-i de șală.
Dacă până mâine dimineață nu trimiteți raportul cerut, Matali ești considerat demisionat de către ministrul justiției. Care vă zic că tot eu. Tot eu care am 10 copii și leafă pentru-unul singur. N-ai decât 5 copii, bădii. Dar mi se pare că nu merg dublu. Dublu? Așa crezi, mă, tale, țâcă! Și dacă șiși nu mănâncă de două ori pe zi, două ori și în 10. Cu nevasta 2, 12. Cu mine 2, 14. Da. Cu șaia de dineață, 21. Că eu n-am moșie ca matale cu coane și nici leafă bună ca advocatul statului Antonache Panfil. Nene procurorule. Dar ne-am înțeles omenește. Ești beat? Nu-ți bat, onoare. Fac așa economie de silabe. Pentru că vreau să plec și trebuie să spun tot pe scurt. La... Ei, las! Eu n-am să fac economii cu mata. După cum s-a mai făgăduit. Și al matalii pus deoparte. La șarul cel negru, moe cântășere, și sufletul mărășii, e nemângâiat. Când eram mai tânăr, iubeam cu durere, pe-o tânără greacă, cu părul buclat. Că-atunci ales-ne, în amor credeam, și opărășiunea nu o cunoșteam. Proces verbal, azi, joi, 1899. Domnul director Raul o suduit de Dumnezeu omanului. Pe cine? Păi... Nici un păi. Avea ori n-avea ghinion la tabel. Avea. Ergo, o sudui ghinionul. Ați înțeles? Înțeles, frate. Ghinionul. Bun. Și domnul Costachel ce-a făcut? O ridicat bastonul și-a strigat batea mătii. E? Atunci să reconstituim. Facem chiar reconstituire, domnule procuror? Nu știi, bre, Codișescule, că eu într-un singur caz nu fac reconstituire? La adulter. Iertați, domnule procuror. Dar știi că nu mă dau înapoi de la migală. Ei, n-ai vrea, mata, să-i ții locul ca să reconstituim faptele? Eu? Nu. Mă iertați, domnule procuror, dar eu nu pot ca să țin locul nici lui domnul director Raul Grigorașcu, nici lui Colu Costachel Gudurău. Dar de ce? Pentru că eu sunt cu guvernul, dar sunt și cu opoziția când vin la putere. Știți, negustorie. Bine, 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 nu te pot săli. Să zicem că fac eu pe domnul Grigorașcu. N-ai vrea, matale, să... Nu pot, domn procuror, și vedeți dumneavoastră, eu sunt de profesiune liberal, dar lucrul nu costă chel. Atunci poate matale ai fi dispus da, să... Da, domn procuror, numai că vedeți, eu sunt de profesiune conservator, ca și conul Raul. Și adică să mă bată pe mine conul Raul, care vă zică dai noștri. Dacă sunteți adversari politici, de ce jucați biliard împreună? Ai asta, domn procuror, e altă cășulă. Funcție-i funcție și în particular e în particular. Unde naiba să găsim noi un Costachel Gudurău? Păi de oftat și-am oftat tare, furca cheptul mă doare. Păi ia cheamă-l o lecuță pe aici, stai. Furca cheptul mă doare. Și ce vrem, și doamne, ce te-am făcut, doamne? Bună dimineața, băietule. Mă cunoști? Da. Da, pe domnul director al prefecturii, Raul Grigorașcu. Îl cunoști? Pe viața mea, domn procuror, dacă am făcut ceva. Duminică eu scărchinam chetele și cântam din furca cheptului. Când dumnealui cu ghișușca... Ei, păi dacă ai pică pe el, asta e tare bine. Așa, băietule, ia, ia cu coace. Așa. Tu ai să joci pe domnul Costachel. Și ai să sudui pe domnul Grigorașcu. Așa, da. Așa. Așa, băietule, vreau să zic că
ai înțeles. Eu sunt directorul prefecturii și aici stă căpitanul Pavlache. Acu dau zarurile și strig. De să-i mamii lui? Tu care ești cu ăstăchel gudureu și care bei cu scaunul din față și băuturul era pe masă. Mastică cu ghidem. Dă-i o mastică. Mai vine țuică. A, păi nici după tine, că aici reconstituim și procedura-i cu tipicul ei. Măstică a fost, măstică să fie. Măstică am face grează și mă îmbată, domn procuror. Nu-i nimic. Hai să prinzi mai mult curaj, că te văd cam molă. Hai, de. Și acum când m-auzi suduind pinionul, tu te ridici mânios de la masă, pui mâna pe măturoi și strigi la mine. Cum zici că o strigat exact cuvânt cu cuvânt, domn Costachel? Batea mătii. Vreau. Hai, băietule. Ghinion. Dumnezeu, mami lui. Băi, eu. Ce faci acolo? Bă! A dormit? Pe cum o să mă înjure pe dumneavoastră, domn procuror? A, nu! Da, ai stai tare tâmbre! Nu ți-am spus, băi, că eu sunt directorul? Mai dă-i o mastică să prindă curaj. Era și ghidem, domn procuror. Lasă-mă ta procedura, că nu ne arde de ghidem. Hai, bei! Și fii atinte! Hai, gata! Nesău mami lui! Vă pe... Hai, hai! Hai! Bate-l! Bate-l mamei de voastre! Stai să-mi procură! Bun! Două a fost trei! Trei! Ce? Da, nu-i bine! O luăm de la început! Că ai uitat să ridici măturoi, să-mi dai cu el în cap! Ba! Cum eu să vă în cap dumneavoastră? Auzi, bre, omule, când mă sudui, ridici și măturoiul, gata să-mi dai cu el în cap. Hai. E, hai, și mai aștepți-mi. Nu, Și mă mai cârchiți odată? Da și eu te cârpesc, băi, prostănacule. Sau te cârpește directorul? Bă, ai sau n-ai pică pe el? Am să trăiți. Atunci, de ce nu te-mi drăjești, molăule? Pune mâna pe mătură! Ți-o, domn procuror! Mai dă-i o mastică. Hai, molăule, te-am suduit! Curaj, mă! Hai! Curaj! Ridică măturoiul! Hai, hai, îndrăjește-te! Ha, acum te-ai îndrăjit? În mine, mă! Uite, șușca! Și de ce să nu cânt în vulcanii? De ce dacă mă doare, mă? Viața e frumoasă numai pentru tine și pentru fața aceea ta! E șușca voastră de prefectură! Cu cine v-au făcut? Pitați! Pitați! Vre! Da, asta e treabă grea, nu glumă cu reconstituțuirea. Brava, băietule! Ei, acum? A fost bine. Pentru asta vă spune mereu, Codișescule, că cu migală ajungem totdeauna la țântă, numai dacă reconstituim faptele așa cum au fost ele. Nu e așa că așa au fost, bre? Cam așa, domn procuror, dar... Cum cam așa? Cum cam așa? Apoi, vedeți, îi drept colo Costachel a ridicat bastonul, dar nici nu a apucat să dea ei. Că nu domn director a mâncat bătaie la colo Costachel, ci colo Costachel de la domn director. Atunci, de ce ai dat în mine, măi, mișelule? Încurcătură, domn procuror, că eu n-am dat în dumneavoastră. Eu am dat în domn director Raul, cum ați poruncit dumneavoastră. A, atunci să o luăm de la început. Ai citit raportul procurorului?
Păi uite, domnule, nu Costăchiel Gudureu este nefericitul soț, ci un nepot al său, Albert. Atunci, de ce este Costăchiel victima permanentă acestui conflict? Dumneata pricep ceva? Alo? Imediat, excelență. Domnul prim. Alo? Da. Primit joi urgent raport procuror. Tocmai citeam. Excuse-mă, de când cu scandalul ăsta am început să vorbesc și eu telegrafic. Noutatea senzațională pe care ne-o aduce raportul e că nu Costăchiel este soțul înșelat, ci un nepot al său, Albert. Dar atunci ce caută Costăchiel la mijloc? Între coarnele lui Albert și palmele lui Grigorașcu. Și pentru asemenea nimicul trebuie să ne agităm de 5 zile și eu și dumneata, e mem sa majestă? Te rog, nu mai încomunica nimic de acest scandal, că simt că nebunesc. Nimic? Nimic? Cum, cum? Să intervină internele? Mă rog, nu mă opun să arunci tot în capul ministrului de interne. Să mai nebunească și el. Au revoir, mon président. Urmarea în capul ministrului de interne. Dar suntem în ajun de alegere. Dă-mi-l la telefon. Alo? Domnișoară, dă-mi imediat cabinetul domnului ministru de interne. Trebuie aplanat conflictul, trebuie potolit Grigorașcu. Alo? Da. Un moment. Vorbiți, vă rog, cu domnul ministru al justiției. Alo? Bonjour, c'est moi. Voiam să-ți comunic în legătură cu acel plicticos scandal al lui Grigorașcu. Dar bine, dragul meu, vrei să plec imediat la Sinaia să prezint regelui demisia guvernului? Poftim? Dumneata, nu înțelegi că nu mai suport. Te-am rugat să arunci totul în capul ministrului de interne. Să mai nebunească și clohlo. Oh, pardon. Pardon, mon président. Nu, n-am vrut să vă deranjez pe dumneavoastră. E o eroare grosolană a poștei. Ce face, domnule domnișoare, de la centrală? Alo? Domnișoare, de ce nu ești atentă? Ți-am cerut internele și mi-ai dat președinția Consiliului. V-am dat internele, nu președinția. E. Alo? Iar dumneata? Dar bine, colega, vrei să mă bagi în cavou de la Belu? Este inexplicabil ce se întâmplă, monsieur président. Eu cer internele și poșta îmi dă mereu președinția. Ce președinție îți dă, domnule, când eu văd că îți dă mereu internele și dumneata dai mereu peste mine? Păi, dar ce căutați dumneavoastră la interne? Cum ce caut, domnule, cum ce caut? Când știi foarte bine că Cloclo a plecat aseară la moșie și eu îi țin interimatul. Așa e, vă cer scuze. Însă, din pricina descăleraților ăștia de Gudurei, uitați. Dar și dumneavoastră, când v-am spus să aruncăm totul în capul internelor... M-au zăpățit și pe mine, nebunii, domnule. Uitați-mi și eu că sunt interimar. Atunci ce-i de făcut? Ca interimar ar trebui să interveniți dumneavoastră. Nu e momentul acum ca acest anarhist de Grigorașcu care, după ce îl încornorează pe Albert, îl bate pe Costăchiel. Dar dacă Costăchiel nu e încornorat, atunci ce caută el în toată tărășenia asta? Păi eu știu. De ce mănâncă, domne, palme Costăchiel pentru nepotul său? Păi eu știu. Și de ce Grigorașcu ciomăgește pe Costăchiel când a pus coarde lui Albert? Prin urmare, Costăchiel, după dumneavoastră, n-ar fi decât o victimă. Nu știu. O fi. Dar ce soi de victimă este asta? Care își bagă singură capul în mașina de palme a directorului prefecturii. Ce urmărește? Asta e jenom. Ce urmărește Costăchiel? Hm? Ce urmăresc? Ia că cum trebuie să geopolitica, pe o politică la biliard. Deci dacă Atenaizai, să zicem, bila alb și Grigorașcu-i uroș. Eu țintesc alba ca să lovesc roșa, cu care apoi, țintind mai departe, fac carambol guvernului care se teme de dezordine. Pentru aia să vreau eu scandal public. Cum văd e ca să mănânci iarba ta în public? Dar unde vrei să o mănânc, tântule, dacă vreau să mă plâng guvernului? Acasă, unde nu mă vede nimeni, unde nu faci ecou? Ori poate ca să obțin și urmăresc la tabăra adversă, ai vrea mata să-mi umilesc obrazul în fața lor. Obrazul ăsta nu cere, primește! Da, bădie, dar ai mâncat bătaie de două ori, bătaie. O să mănânc și a treia oară. A treia? Dar băi, n-am depesat noi tronului, brene, totule. Că sigur al treilea atentat bandiți, eh? Ei, ei, și ia că te deținem de cuvânt. Bătaia în politica mea, minte slabă ce ești, e uneori ca ploaia care scoate rodul din sămânță. Bătaia ca și ploaia, trece, dar rodul rămâne.
La prânz? Cum se poate? Când ai primit depeșa? Acum. Ți-am spus. Ți-am spus să te ferești de clanța lui Costachel. Vă invit, căutați aplanarea diferendului cu familia Gudurăilor. Contrariu, puneți guvernul în situațiune prea delicată. Nu convine acum, în așteptarea campaniei electorale, ca agent superior ai autorității să dea loc la scandaluri din toate punctele de vedere regretabile. Ministrul de interne. Nemaipomenit! Tocmai Cloclo să-ți reproșeze... Nu-i mâna lui aici, ea interimarului, a primului ministru. Și la ce scandaluri am dat noi loc? Nu, nu renunț la parafernă. Să se descurce domnul prim-ministru cum a ști de acum încolo cu campania electorală. Nu mai primești nimeni. Ce te zgâiești la mine, boule? Ieși! Ați auzit? Da. Conuraul e aici? Aici, aici. Ca să zică domnul Costachel, vrea un scandal și mai și. Păi mâine, adică duminică la prânz, în fața grădinii primăriei, așa l-o șoptit în gura mare. În gura mare, ca să auzi tu! Și de la el tu! Provocare pe față! Duminică, la orele când forfotește tot orașul, ca să te comprometeze definitiv! E bine, dacă primul ministru se lasă atâțat împotriva mea, nu-mi pasă. Pot să dea și foc orașului. Și tumba alegerile. Fuzi cu asta la oficiu. Dimisia? Dimisia? Dă păi pe noi cu inii la școane. O dai fefe urgentă. Ai fugit? Raul, Raul, mon cher petișo, ce plănuiești? Nu mă chinuiți bune. Dacă dimisionezi eu, cine a să le facă alegerile? Cine ține cravașa în județul la Ist? Dar dacă în locul lui Cloclo, primul ministru îți primește demisia. Va, Raul. A să primească demisia mie? Mi-a spus duduca mea de la telegrami. Demisia pe ziua de poimâni. Atunci e rău. Mai pot eu să mă bat cu un particular? Îi întreb scandal cu directorul prefecturii. O să mănânci și mă ta o bataie mai puțin. Tu te bucuri că mi se pun bieți în roate, necoptule. Spune oamenilor că până la noi ordine, planul nostru de poimâni se contramandează. Înțeles, coane, Costachel. Gură! O dați conul Costachel foruncă. Că până una alta e amânare. S-o înțeles? Băi, s-o înțeles? Vă iertați-mă, domnule general. V-am înțepat. Nu face nimic, păpușică, nu face nimic. Să trăiți, domn general! O venit duca Atenaiza. Oh, Atenaiza? Bine, bine, se poftească. Raul se împușcă și se duc dracului alegerile și dacă se împușcă el... Oh, oh, oh. În curând ai să-mi fii verișor. Vreau să mă împușc și eu? Nu n-am vitel mare, pobre garçon. Et je vous jure qu'il est capable să-și trag un glonț în cap. Abia am smuls pistolul ăsta din mână.
Dar mai are unul acasă și trei puști de vânătoare cu câte două țevi. Nu cumva să primiți demisia vărului Raul? Sare proș, mon cher prezident. Dacă eu l-am numit pe nebunul de Gregorașcu, dumneata l-ai numit pe cretinul de prefect. Iar dacă generalul îmi telegrafiază că fără Raul se duce dracului județul, eu nu mai pot garanta de situația locală. Scrie. Directorul prefecturii, Raul Gregorașco, în interesul serviciului, respins dimisia. Rămâneți la post. Eu la post. Vă așteaptă ordine. Și spune dincolo că ați nu mai primit pe nimeni. Seri? Ce? Abate-te o lecuță pe la tribunal și sune-i procurorului nostru să vină de seară la 9 pe la mine. Vor dumnealor capcană, le arăt eu capcană. Dacă nu o să astup clanța lui Costăchel... Oh, Raul, nu mai să poți? Demisia lui Raul a fost respinsă. Respinsă? Bravo! Mamă, nu se mai contramandează! La 12, fix. Vai, mersi. Abia aștept. O să le spun la toți. Bine. La 12, fix. La 12, fix. Companie, eți! Repidi! Ah, Iselie! O ridicat toată poliția în picioare și o mobilizat și pe procuror ca să te aresteze. Dar n-am să-ți fie mantale prea calbă, de? Cald? A să-i fie cald, tontule, dar a să-i fie și moale. Bădii, du-te grabă la oficiul de peșa aiasa. Te-am iscălit pe mata. Onor prim-ministru București, frate meu Costăchel Gudurău, avocat alegător Colegiul I, fost reprezentant națiunii, legitimă apărare contra treilea atac mișelez bandiți, amenințând viața, fost azi arestat procuror, victima arest torturată ca inchiziția. Cuțitul os? Iordăchel Gudurău, mare proprietar alegător Colegiul I, fost senator. Da, da. Dacă nu te arestează, și ne facem? Trebuie să mă arestez. Dar la fel ne ducem pe copc. Gata, alerg la port. Vezi, bădie, că Grigoreașcu aista are botul ghetii ascuțit ca o șpangă. Șpangă? Da. Ascuțit? Da. E, dacă e ascuțit, n-a să pătrundă. Nenea Antonache mic. Mar, doctore, mar. Că dacă mă luam eu după voi, doctore, de când... Iaca, eu vă las cele de trebuință și să nu vă supărați dacă plec. Așa, așa, așa. Vin! Vin! Trăiască cu anul cu ăsta cel! Ura! Ce înseamnă asta, cetățeni? De ce m-a întâmpinat? Doriți ceva de la mine? Vă salutăm ca pe salvatorul nenorocitului nostru din județ! Ura! Ura! Eu nu pot să mai ridic glasul pentru voi în târgul ăsta patriarhal, în care un zbir al acestui guvern de bandiți notorii proclamă imoralitatea ca princip de conduită în viața lui. Și atunci, fraților, de ce să ne mai mirăm că asemenea purtări cu care numim tu zbir al urmii noastre, mânuitor de cravașe și mâncător de paraferne, feștelește obrazul guvernului? Îl ucide, Raul. Clănțeu, aici, și când o fi mort, vorbești. Că și alta decât consecință fatală, secita.
Da, cinceta pe care guvernul a atras-o în vara asta asupra țărișoarei noastre. Da, guvernul ăsta care nu vrea să mă lasă să vorbesc. De ce nu vrea să mă lasă să vorbesc? Auzi? De ce? Apoi să poftească, să mă oprească. Să poftească, numai dacă are curaj, să iasă zbirii din ganguri, că-i complimentez pentru guvernul lor, care nu mi-a scăpat județul de secetă. Dar ce le pasă conservatorilor din capitalie? Numai noi de aici, părăsiți, orfani, n-avem și noi dâmbovița noastră de pildă siretul? Bravo! 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 Care ar trebui să raporteze guvernului situația locală, se țin de aventuri din alcov. În loc să-i strige că ieși au Bahluiu, că Londra, Sena și Parisul Tamiza, că viceversa, că Viena și Piesa au Dunărea albastră, că Brăila, Galatul și multe alte mai pârlite târguri au și ele Dunărea lor. Numai noi, bătuți de urgia unui guvern conservator, reprezentat printr-un om de nimică, care nici măcar table nu știe să le joace. Numai noi să n-avem nici Sena, nici Tamiza noastră, nici Dunărea albastră, nici Dâmbovița, nici Bahluiu. Rușine! Rușine! Da, zbirii care n-au curajul să ne înfrunte ca să le strigăm parlamentar în față. Uo! 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 Cărui drept abuziv întrerupeți dumneavoastră manifestația spontană a unor cetățeni pașnici și liberi care... Vă înșelați, domnul meu! Vă rog, cetățeni, nu vă deranjați, continuați! Ure! Cum? Cum? Tocmai de aceea vă rog să-mi permiteți și mie să fac o tură prin grădini. Atenție, zapcene, să nu pierd ținta! Nu există! Stai, stai! Bun, premiul întâi, zapcene! Cine a cutezat să ultrajeze autoritatea? Cine-o dat, bre? Cine-o dat? Hai? Opiniunea publică! Așa? Bine! Ați fost martor, cetățeni! Cum intrăm, natac bandiști? Bataie! Bataie mare, domnule prefect! Oh! Da,
dacă ați intervenit dumneavoastră, poate că... Dar nu vrei, matale, să le spui cu frumosul, să se împace? Și... Dar nu-l văd pe Raul? Nu-l văd nici eu nicăieri. Nu-i văd nici pe Gudurăi. E bataie mare. S-o încins rău de tot. Nu-i de ajuns, mai trebuie doar un foc de revolver. Mă, ta vrei să-l puși pe Grigoreașcu? Brit, dacă o mamă ești brit. Un foc care să-ți audă în toată țara, până la tron. Care să răsune mai tare chiar decât clanța mea. Stai, stai, unde duci? Unde duci cu revolverul? Caut un loc ușor de unde să nu fiu văzut, că doar nu eu trebuie să trag cu glonțul, ci opiniunea publică împotriva reacțiunii. Mână! Mână, nu vezi că revoluție? În numele legii ești arestat. Ești aici, Codicescule? Eu nu m-am uitat că e duminică, domn procuror. Bănuiam că... O depeșe? De la ministrul justiției? Raportați imediat cauza arestării lui Costachel Gudurău. Cauza arestării? De când o aflat? Cum? De unde? Când a venit depeșa asta? Acum o jumătate de oră. Păi bine, bre, dar nu sunt nici 10 minute de când l-am arestat. Ar fi bine să încetez odată scandalurile de acolo. Purtarea parchetului nevastră lasă de dorit. Cercetați dacă arestatul a suferit maltratări arest. Avem denunțuri că ar fi fost torturat poliție. Răspundeți telegrafic. Denunțuri? Ce lașine! Când? Păi tare, domnul Gudurău. Hai, las că venim noi de hac. Trimite de îndată la comisaria să ne-l aducă la interogator. Am bătut de piese la tron. L-a omorât lui Costachel, l-a vezi. Omorât? Omorât, așa cum te faci și cum aveți. Scrie. Scrie la jurnal să afle toată lumea. Scriu. Hai. Cetățeni! L-a omorât pe Costachel, l-a vezi. Am trimis de piese la tron. L-a omorât pe Costachel, l-a vezi. Maestății sale regiului Sinaia. Fratele meu Costachel omorât torturi secret peciurile poliției locale. Familia orfană cere eliberarea cadavrului, reclamând satisfacție la picioarele tronului. Trăiască dinastia! Corvana ne cere să facem orice compromis pentru curmarea imediată a acestui conflict, care poate avea grave consecințe atât pentru palat, cât și pentru noi. Domnilor, focul de revolver al unui fruntaș al opoziției ne avertizează suveranul. Poate să răsune ca un semnal de alarmă pentru o nouă răscolă țăranilor. Mai ales că în Moldova, cu chestia concesionării pădurilor din Bacău, Putna și Neamț... Da, domnilor, să nu uităm, majestatea sa veghează la aceste concesiuni, pentru care, ca și noi, are o deosebită simpatie. Și să recunoaște, mon cher coleg, că a face alegerile în atmosfera pe care ați creat-o, înseamnă să dăm țării impresia că guvernul nu stăpânește situația. E cum o să stăpânească? Că dumneata personal, mon cher coleg, e trecer prezident, ai numit acolo un guguman de prefect. Dacă eu am numit un guguman de prefect, dumneata ai continuat să protejezi la direcția prefecturii locale pe un criminal. Da, domnilor, și Grigorașcu ăsta al dumnealui nu este numai un ucigaș prin fapta monstruoasă pe care a comis-o împotriva nenorocit de Costachel Gudurău, dar este și un prost. Da, un prostănac. Care în loc să aprecieze forța politică a unui om ca Gudurău,
și să caute prin orice mijloace să-l atragă la noi, îl schingiuiește. Și face din el o victimă națiunii. Pentru că trebuie să-ți spun cu regret, dragă Cloc, nu. Asemenea oameni ca un Costachel Gudurău ne-ar fi trebuit nou acolo. Poate și aici, dragă Iorgule. Poftim, locul meu e liber. Am dimisionat din guvern. Domnilor, nu cred că e drept să aruncăm totul numai în capul conului Cloc-Cloc, care... Care sunt de acord. Nu poate fi făcut răspunzător de procurorul pe care l-ai dumneata acolo. Oh, oh, c'est ça. Alors j'ai compris. Domnule președinte al Consiliului, vă rog ca din această clipă să mă considerați demisionat din guvern. Criză de guvern al pădurilor! Demisia unor ministri! Un foc de revolver. Guvernul crimei. Primul ministru doarme. Ard pădurile? Țara în flăcări. Țara arde și regele se piaptă. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat în orașul acela blestemat. Și să cocoloșim lucrurile cum vom putea. Demisia unor miniștri. Dar noi nici nu ne-am gândit să plecăm. Dar noi nu plecăm. Vă dați seama, domnule președinte, ce eco va avea această campanie de presă asupra alegătorilor? Excelență. A trecut criza. De guvern? Da, nu, ați avut o criză, un moment rău. A trecut. Cât e ceasul? 5. Așteaptă în salon domnul ministru al justiției. Iar! Spune că au găsit o soluție de... O soluție? Care? Nu știu, e confidențial. Expediază imediat telegrama asta. Da, excelență. Poftiți, excelență. Putem să mai am răbdare? Răspunzător, destituit. Nu te mai văicări și matale atât. Dar cum n-o să se văicărească? Ce ne facem, Raul? Ce ne facem? Ți-am spus că ești pripit în toate cele. Tu știi că pentru o întâmplare care a luat asemenea proporții, în loc să fii avansat, poți să fii destituit? Esiloroasa Mel, chiar dat în judecată. Și ce era să fac? Să te fi interesat la timp ce urmărea Costachel, la ce râvnea el ca să-i fi astupat clanța. La miezul nopții? O depeșă? Perfect. E ceva confidențial, nene procurorule, nu te supăra, e târziu. Dar să nu mă lași cu ane, Raule. Râvnesc de atâta vreme la postul de advocat al statului. Bine, bine. Da, așa, madame Perjoi, dacă mă susțin și mata. A, bună idee. Dormi liniștit, nene procurorule. A parol d'onor. Madame Perjoi. Am găsit! Ce? Șef frumușel la birou și răspunde de-ndat primului ministru tot ce-ți dictez eu. Bine, bine, șeri să-i răspund, însă... Du-te, Raul, du-te! Scrie! Scrie odată, Raul! Totdeauna ai făcut după capul tău. Acum ai să faci și după al meu. Și nu s-a născut încă acela, iubiți cetățeni, că aș vrea să fie mie gura! Ură! Dacă uniți în jurul meu, veți forma un puternic și devotat front liberal, vom învinge și răsturna în alegeri și bandiții de conservatori. Ură! Fiindcă vă făgăduiesc solemn... Ura!
secundă, cetățeni! Și țineți minte! Orice s-ar întâmpla, nu vom înceta lupta! Nu vom pactiza, nu vom dezarma! Ura! Ura! Enfin, mon cher, iată și o veste bună din orașul ăsta. Avocat public Pamphile, mort subit. Raportându-mă la depeșa confidențială de azi noapte, cu respect stăruiesc ca se numi în postul rămas vacant persoana știută, de care acum garantez. Da, semnează chiar Grigorașco. E un băiat de valoare, Grigorașco ăsta. Să-l numim în locul prefectului. Dă-mi repede la telefon pe ministrul domeniilor. E gata coroana mea, madame Violeta. Da, domnule doctor. Să mă credeți, am plâns când am imprimat poezia ma ta. A ieșit fără nicio greșeală? Se poate, domnul doctor. E așa cum ați scris. Nu plânge că te-ai dus, din contra fii ferice și plânge-ne pe noi că am mai rămas aici. Da, e corect. Olivia e goală! Fiți cu minți! Chiar dânsa ți-o spus să faci cererea? Cu gura ei ți-o spus? A, și ești, Grigorașcu, mă sprijină la București. În fine, mi s-a împlinit vis. Leafă bună, treabă, ioc, plus și pică. Pentru că vezi, ma ta, draga mea, și fermecător în proșiesele este ale statului, ei că pe stat nu-l doare dacă le pierde. Și unde pierde statul, câștigă avocatul. Per joiu. Renunți, papa-papa-parafernă? Atunci la 11. Ne întâlnim ca din întâmplare. Dar ce-i bădie cu ăsta chel? Spune-mi și s-a întâmplat. Politică! O depeșă. Ați văzut că totu-i? Și cum știi să dai din clanț? O să iasă. Oh, ce plezir! Mă bucur de întâlnire, scumpa noastră. Încântat, domnule general. Să trăiești la mai mare iubite coane Raul. Sunt mâinile distinsă, doamnă. Azi, coane Costăchel, e a mai mare zi din viața mea. Ura! Trăiască cu sărbătorii! Ura! Trăiască cu onorarul Grigorașcu, prefectul județului! Ura! 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 Ura!
s-a întâmplat? Trăiască conoraul prefectul județului! Trăiască conservatorii! Prefect? Cuconii! Cuconii! Ce s-a întâmplat? De ce nu îndreptării, cetățene? Ce s-a întâmplat, mă întreabă cetățeanul? E iacă, cetățeni, întrebarea pe care arzătorul o așteptam. S-a întâmplat un eveniment de o covârșitoare moralitate politică și după care țara noastră de secole tânja. Ura! 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 S-a întâmplat că după tragice lupte politice și intestine se pot, ca să zic chiar, fratricide, mama noastră comună, țara, ne-a strigat, ajunge, fii mei, eu am nevoie de armonie și noi am auzit-o. Ura! 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 Așa! Așa! Armonie! Ura! Ura! Ne-o cere guvernul! Ne-o cere națiunea! Ne-o cere coroana! Coroana! Ura! Ura! Ce-i cu conul Costă Chelie, dar lor? Da! Armonie! Iată deviza mea și a iubitului nostru prefect, Raul Grigorașcu. Și ca un simbol al devizii mele, care ne unește de azi înainte, iaca, eu îl pup ca pe un frate! Bineînțeles, aprobarea întregului corp electoral. De aceea să ne prezentăm uniți în alegeri. Ura! Ura! Atunci noi cu cine ne mai batem în alegeri? Nu pricep, tontule, că de bătut tot ne batem. Bine, bine, dar atunci ce-i cu armonia? Ei, vorbe, bre, vorbe. Clanță lui Costachel. Da, cetățeni! Să fim uniți în jurul guvernului armoniei naționale și să strigăm până la ceruri. Trăiască conservatorii, jos liberalii! Dar noi ce suntem atunci, liberali? Ori... Trăiască nu avocat al statului, domnul Costachel Tudorel! Unelor recomandații din localitate și în considerația titlurilor dumneavoastră, domnul ministru al domeniilor v-a numit avocat al statului în locul decedatului Antonache Panfil. Cu poșta de mâine primiți decret oficial. Șeful de cabinet al Ministerului Domeniilor. Ura! 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 Sârba! Gurița, e dulce ce-a spus de straba la asta să faci cerere? S-a dus leafa fără treabă. Lasă-o pe mine, am să-i trag niște anchete în județ. De mâine îi dau și eu cu telegramele. Bine că o ieșit așa. Depoi mâine după lăpodnă îl luăm în primire prefectura. Și mai târziu, internele. Așa, 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 așa. Mai taie de mâine cât te-o lapta inima! Ca un fleac de uscă, tu nu ți-n statului nici năcoare vara, nici căldură iarna! Costachel Gudurău, liberat azi dimineață, lipsă probe intenții asasinat. Împăcat cu directorul. Pupat toți, piața Independenției. Mâine seară, logodna Raul, madama Tenaiza Perjoiu.
Dânsa, renunțat orice pretenție revendicare parafernă de la Albert Gudurău, dând în scris primit toată suma. Da, domnii mei, înainte de alegeri, ne trebuie armonie. Dragă Cloclo!